Aquellos empujones tardaron poco en convertirse en humillantes collejas. Când nu merge la școală, nu ascultă muzică metal, nu scrie pe blocul personal și nici nu iese în oraș cu prietenii, Petra Pintelei citește. Și o face mereu, exact în limba în care inima i-o cere. Aș descrie sentimentele cele mai profunde de, gândire și trăiri interioare intense în spaniolă. Mi-aș descrie durerea în portugheză. Aș descrie în limba română viața de zi cu zi și lucrurile speciale pe care, al căror corespondent în alte limbi nu le găsesc. Aș descrie ideile pe care vreau să le transmit public în limba engleză, iar poveștile de noapte bună aș vrea să le aud tot timpul în limba finlandeză. Ursitoarele i-au hărăzit Petrei o viață în care culorile iau doar forma sufletului. În scenariul pe care destinul l-a semnat cu numele ei, Petra vede lumea într-un fel aparte. Văd foarte puțin, văd în special lumină, văd umbre. Uneori, dacă nu sunt obosită, văd forme. Văd într-adevăr să citesc, dar am nevoie de dispozitive speciale și de foi mărite și de fonturi speciale și cu toate accesibilitățile, cu toate metodele de accesibilizare, tot îmi ia foarte mult timp să citesc, să urmăresc. După ce a urmat cursurile școlii pentru copii cu deficiențe de vedere, Petra s-a hotărât să schimbe sensul călătoriei pe care, de regulă, cei mai mulți dintre nevăzători o fac. Așa, a ajuns în trenul despre care știe că o va duce în stația mult visată. Acum e elevă în clasa 12-a la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc din București și abia așteaptă să primească viza spre studenție. Am vrut să lansez asupra mea o provocare să mă integrez în sistemul de masă, atât în sistemul educațional, cât și în sistemul social, astfel încât acest lucru să mă ajute pe viitor, în facultate, în slujba pentru care voi opta peste câțiva ani și să fie atât o lecție de viață, cât și o lecție folositoare din punct de vedere al materiilor care mă pasionau și spre care am înclinație. Petra e un copil pentru care ambiția și tenacitatea se reinventează zi de zi. Au fost momente de dificultate în momentul în care am trecut de la sistemul educațional special la cel de masă. Primele zile, chiar primele 2-3 luni până m-am integrat dintr-o clasă de 10 oameni, într-o clasă de 30 de oameni, până am ajuns să înțeleg că zgomotul nu este neapărat ceva rău, că mai mulți oameni își trag scaunele dintr-o dată, că toată lumea iese pe ușă în grabă și țipă, că profesorii predau într-un ritm mai rapid, că nu stă toată lumea să se uite expre la mine ce am făcut și cum am făcut. Mi-a fost, nu pot să spun greu, dar a fost un moment de cumpănă, un moment mai special din viața mea, pe care nu-l voi uita, dar peste care mă bucur că am trecut cu bine și că am ajuns să înțeleg sistemul educațional de masă și că am ajuns să mă integrez în foarte bine și chiar să mă simt bine în liceul în care învăț acum. Toate premiile pe care Petra le-a obținut de-a lungul timpului depășesc cu mult numărul anilor pe care îi are. Dorința de a fi cea mai bună și de a face lucruri bune pentru cei care se confruntă cu aceleași probleme ca ale sale au dus-o până în Parlamentul European. În fața unei audiențe cucerite de înțelepciune și determinarea unei fete de doar 18 ani, Petra a ținut un discurs despre necesitatea existenței unei legi care să permită accesul nevăzătorilor cu câini de companie oriunde în lume. Cu sufletul văd lumea pur și simplu ca pe ceva foarte frumos, din care mă bucur să fac parte. Văd lumea chiar ca pe o lumină în care trăiesc. Cu bunele și cu relele ei o văd ca pe o binecuvântare. Faptul că am ajuns să simt că exist și că trăiesc este pentru mine un mare lucru. Deci pot să spun că văd totul ca pe ceva frumos și că nu mi-aș dori să văd altfel. Haz lo mejor para llegar a un mundo mejor.
Do your best to reach a better world. Fă tot ceea ce este mai bun pentru a ajunge într-o lume mai bună.